Un bărbat din Dolj, în vârstă de 72 de ani, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore. Acesta ar fi bătut și violat două minore în vârstă de 5 ani. Conform mesajul.ro, la data de 27 septembrie anul curent, ora 20:15, polițiștii secției numărul 14, Poliție Rurală Bârca, au fost sesizați de o femeie din comuna Bârca cu privire la faptul că fiica și nepoata sa, ambele de 5 ani, ar fi fost violate de un bărbat de 72 de ani din aceeași localitate. La fața locului s-au deplasat imediat polițiștii, fiind demarate cercetările. În fapt, bărbatul este bănuit că în cursul zilei de 27 septembrie le-ar fi invitat pe cele două copile în locuința sa, unde prin folosirea de acte de violență ar fi exercitat acte specifice infracțiunii de viol asupra acestora, potrivit IPJ Dolj. În urma probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol, două acte materiale și corupere sexuală a minorilor, fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Dolj. În cursul acestei zile va fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Segarcea în vederea luării unei măsuri preventive, relatează mesajul.ro.